Am aici două nuduri foarte strânse, sunt funile care le folosesc la hamac și hamacul ăla mi s-a rupt, așa că am luat funile să le pun la nou hamac, dar nu le pot desface. Și am văzut un șiretlic, să-l numesc așa, cu tirbușonul, i-am și o șurbeniță extraordinar de mică, să văd dacă reușesc să fac schema. Era ideea să împlânt tirbușonul în funie, să vedem dacă merge. O merge ceva, nu știu dacă o merge prin ea sau pe lângă ea, și să încerc să trag. Au, nu, înapoi. Sunt extraordinar de strânse, dar uitați că s-au mișcat deja. Am pus să le bărțez, să mai fac o dată. Așa, deja. Bun, funcționează. Funia nu cred că am stricat-o în mod iremediabil. Acum să văd dacă reușesc la fel și cu asta la altul. Nu, asta vreau să încerc să scot de aici. Este o funie mai de calitate, se și simte că e prea biespe. Așa. Da, deci funcționează. Am plântat tirbușonul și tras de el. Mai o tură. Așa, bun. Ok. Salutare. Așa, după ce ați văzut cum am desfăcut nodul și mi-am pus hamacul, e mai cum o să stau jos, vreau să vă arăt astăzi două lucruri. Două bricege de la Y Start. Ele vin din China, sunt făcute în China și mi-a plăcut. Vine împachetat extraordinar de simplu, o cutie de carton, o pungă de plastic și briceag. Probabil că le-ați mai văzut, cel puțin eu le-am mai văzut pe anumite grupuri. E un briceag de dimensiune medie. Dimensiuni deosebite nu știu să vă spun. Este modelul Y Start 02. Lama aproximativ 8 cm, maxim 9. Grosime aproximativ 3,5 mm, dar nu asta contează în mod deosebit. Ce vreau să vă arăt eu sunt alte lucruri. Cuțitul e nou. Nu l-am folosit. L-am ascuțit un pic, trebuie să recunosc, l-am pus pe DC4 și oricum el venea foarte, foarte bine ascuțit din fabrică. Lama e deosebită. D2 materialul. Nu știu duritatea la care a fost călit, dar ca și prelucrare e deosebit. Are un grind, să nu zic perfect, dar este foarte, foarte, foarte bine făcut. Adică, egal, începe și se termină din același loc. Foarte frumos, e full flat. Cu un mic loc de... Pentru unii își pun dispozitivele de ghidaj pentru ascuțit. Mânerul din G10, cu un clip prins cu niște distanțiere. Am înțeles că numai la cutitele mai scumpe sunt așa. Un sistem Axis Lock care lucrează destul de bine, ținând cont că nu m-am jucat cu el aproape deloc. Și foarte bine construit.
Dacă se vede, îi exact pe mijloc lama. Am rămas surprins, sincer, de construcție. Ca și dimensiune, asta nu-mi place mie în mod deosebit. Mânerul îi cam la limita limitelor pentru mâna mea. Eu am o mână mânuș XL am la lucru și e cam fix. Un alt lucru interesant, aici e decupat pe ambele părți și aici zona asta e mai bombată. Se vede. Bine, așa și așa. Înăuntru este decupat, scheletizat linerul ăsta și plăsările sunt prinse cu niște șuruburi. Fără pic de joc, nici sus, nici jos. Așa cum am zis, merge foarte bine axis locul. Pivotul, nu știu să vă spun de cât e pentru că nu l-am desfăcut. Suspectez că de 6 mm. Foarte frumos lucrat. Butoiașul pentru deschidere pus exact unde ar trebui să fie. Acum, lucruri care nu îmi plac. Este foarte greu. Adică, să spun exact că le-am cântărit la Kaufland. Ăsta are 144 de grame cu cutia asta și cu punga. Nu l-am scos din cutie că n-am vrut să sperii oamenii. Dar cutia asta cât poate să aibă? Hai să zicem 5 grame, 10 grame maxim. Nu are atâta cu siguranță. Dar hai să zicem 134 de grame. Pentru o lamă de 8 cm jumate. Nu l-am măsurat, chiar nu știu nicio dimensiune, pentru că nu asta a fost. L-am luat cu ideea de a-l purta ca și EDC, dar cam trage în jos. Militarul care l-am la mine are 150 de grame, dar are lamă de 1 centimetru mai mare și mult mai lată. Și mânerul nu se compară. Asta ar fi un lucru care nu-mi place. Clipul ăsta nu-mi place că e așa lucios, dar asta se rezolvă relativ repede. Și nu mai îmi place unghiul la care vine ascuțit. De-aia l-am lăsat așa. E foarte frumos ascuțit și egal, asta înseamnă că are un tăiș, un grind făcut bine, dar vine la vreo 30 de grade, zic eu, microtăișul pe el. Ceea ce îl face să taie relativ greu. Primele tăieturi. N-am tăiat acasă decât o coală de hârtie și l-am dat un pic pe DC4. Taie, dar mai greu și asta din cauza unghiului foarte mare de ascuțit, de ascuțire. Nu știu dacă se aude, dar se cam chinuie. Problema asta am avut-o și cu S6, un cuțit care mi-e place în mod deosebit. Avea un tăiș de 35 de grade pe o parte și nu puteam să tai absolut nimic cu el. Alt lucru de remarcat, faptul că linerele astea sunt foarte, foarte bine prelucrate și G10 le potrivește perfect. Deci chiar foarte bine la capitolul finisaje. Mă gândesc că la cum e construit, ca și un tank rusesc, 100% poți face betoning cu el. Și o altă chestie care nu-mi place, dar e o chestie foarte subiectivă,
Dacă se aude în cameră, când se închide, are un zgomot foarte metalic, așa. Care nu l-am mai auzit până acum. În rest, cuțitul cred că își merită banii, 100%. Adică sunt cuțite care sunt mult mai scumpe și cu finisaje mai slăbuțe. Dar, de asemenea, țineți cont de greutate. Deci, linerele astea cred că au 2 mm, de ceea ce e foarte mult pentru un briciag. Oricum, nu poți să faci nu știu ce cu el, pentru că lama e relativ scurtă. Așa, în mână nu deranjează nici clipul. Clipul intră exact unde trebuie să intre. Și gărduța asta, plus are niște decupaje făcute aici, prelucrate la ceva mașinărie. Și chiar nu deranjează. Oțelul de 2 este un oțel semi-inoxidabil. Nu prea trebuie să ai grijă de el și ține tăișul chiar foarte bine. E un oțel de scule. Din câte știu eu, este un oțel făcut pentru matrițele de turnare. Eu la fostul loc de muncă lucram cu niște matrițe din D2 și foarte mult răzuiam la ele și nu-și modifică forma. Și cam atâta. Pe ansamblu îmi place tare mult forma. Forma e chiar foarte faină. Și dimensiunea, dacă ar fi fost cu 50 de grame mai ușurel.